Basme în limba română. Prințesa Pisică. Odată ca niciodată, într-un mic sătuc, trăia o fată bună la suflet pe nume Dorothy. Muncea din greu pentru o doamnă rea pe nume doamna Betsy, care avea o fică chiar și mai rea decât ea, pe nume Tessie. Dorothy, gătește mai repede! Mi-e foame! Biata mea, Tessie moare de foame! Da, da, doamnă! Oh, mâncarea asta n-are pic de gust! Dorothy, data viitoare, te rog frumos, gătește-ne ceva comestibil! Da, da, doamnă! Dorothy? N-ai terminat cu rufele încă? Grăbește-te, fată! Da, doamnă! Viața lui Dorothy era plină de greutăți și nefericire, simțind că nu e apreciată niciodată pentru munca depusă. Bunico, sunt acasă! Oh, Dorothy! Dorothy trăia cu bunica ei și cheltuia toți banii câștigați ca să o îngrijească și să o facă fericită. Piersici! Oh, le ador! Mulțumesc foarte mult, dragă! Într-o seară, un oaspete blănos a intrat în casa lor. Era o pisică persană minunată care a intrat liniștită în sufragerie. O pisică? Oh, mama! O putem păstra? Nu! Te rog, te rog, te rog, mama! Oh, bine! Dar eu n-o să am grijă ei! Nu-i nimic! Dorothy, adu niște mâncare pentru pisică! Dar Dorothy era îngândurată privind pisica. Doar că ea nu vedea o pisică, ci o prințesă îmbrăcată în cele mai frumoase veșminte. Poate ca eu să văd o prințesă minunată și ele să vadă o pisică? Dorothy! Ic! Mâncare pentru pisică? Da, Tessie! Dorothy s-a întors cu un castron cu smântână. Ți-a luat cam mult! Poftim, pisicuță! Poate vrea altceva? Au încercat să-i dea multe lucruri gustoase, dar pisica le-a refuzat pe toate. Lăsați-o! Pisicile sunt mofturoase! Va mânca când va vrea! Să mâncăm cina, Dorothy! Pregătește masa! Da, doamna Betsy! La-di-da! Dorothy a mers să afle de unde se auzea acel sunet și atunci a văzut prințesa cântând. La-di-da! Tu! Mă poți vedea? Știam eu! Pot, dar ele văd o pisică, adică ce se întâmplă? Pare o persoană binevoitoare! Iar, din moment ce mă poți vedea, înseamnă că ai o inimă bună. Știi ceva? O să mă încred în tine. Oh, minunat! Aș fi prima persoană care câștigă încrederea unei pisici. Scuze, asta a fost o glumă proastă. Chiar așa a fost. Așa poate va putea să rupă și vraja fratelui meu. Poftim? Da, să facem prezentările. Încep eu. Desigur, numele meu este Maya.
Sunt o prințesă. Lucru de care îți poți da seama după ținuta mea regală. Aha. Am călătorit deghizată în pisică. Prr. Din nou, lucru evident. Sigur. De ce călătoresc deghizată în pisică? Ha, simplu. Încerc să-mi găsesc fratele rătăcit, care a fost transformat printr-o vrajă malefică din nou într-o pisică pufoasă malteză. Oh, da! Destul, destul de simplu. Trebuia să-mi dau seama singură de asta. Scuze, sper că fratele tău e bine. Simțurile de pisică îmi spun că e bine. Dar e periculos să trăiești transformat în pisică. Nu toți oamenii sunt blânzi. Întrebare, înălțimea ta? Poți să-mi spui prințesa Maya? Prințesa Maya? Ești tot o prințesă! De ce nu-ți folosești gărzile și armata ca să-ți găsești fratele? Oh, văd că ai o minte curioasă! Ei bine, ca să-ți răspund la întrebare, m-am furișat de acolo pentru că unchiul meu este o persoană malefică și a ocupat tronul după tatăl meu, care trebuia să fie ocupat de mine sau de fratele meu. Cred că el este responsabil pentru vraja care l-a transformat pe fratele meu în pisică. De asta am decis să mă furișez de acolo și să-l găsesc singură pe fratele meu, fără să atrag multă atenție. Simplu? Devine tot mai simplu. Da, știu, dar destul despre mine. Spune-mi, Dorothy, de ce muncești aici unde ești ratată cu atâta răutate de acești oameni? Ei, bine! Atunci, Dorothy a povestit totul despre cum vrea să aibă grijă de bunica sa și de aici și nevoia de bani. Asta-i tot? Știi ceva? Eu te voi ajuta! Asta-i tot? N-ai idee cât e de greu să-ți găsești de lucru aici! Vom vedea! Dar și eu voi avea nevoie de ajutorul tău, în schimb! Voi încerca? Din moment ce mă poți vedea, vei putea să-l vezi și pe fratele meu, cred. Odată ce-l găsesc, indiferent în ce colț de lume e, va trebui să mergi cu mine să mă ajuți ca să-i rupi vraja. Da? Bun, urmează-mă! Și s-au dus afară în tunericul nopții prin frig. Poftim! Ia aceste monede de aur și dă-le bunicii tale! Acum nu va mai trebui să muncești pentru acea doamnă nesuferită! Ce? Serios? Totuși, aurul nu va ține o veșnicie. Ne trebuie o soluție permanentă pentru problema ta. Hai la tine acasă! Cele două au ajuns la micuța casa lui Dorothy când deja se luminase. Eu voi aștepta afară. Nu vreau ca bunica ta să creadă că ești nebună când vorbești cu mine. Bine! Sau te poți furișa în camera mea prin acea fereastră și ne vedem acolo. Bine! Bunico! Bunico! Uite ce-am adus! Oh, ce? Oh, scumpă, cum ai? Este, ei bine, noroc, chior! Bunico, acum vom putea duce o viață foarte frumoasă! Și în acea zi, când soarele era sus pe cer și strălucea, prințesa a vorbit cu Dorothy. Dorothy, ce sunt astea? Știi? Știi cumva să coși? Desigur, ador să crezi și să cosi, e hobby-ul meu! Ah, perfect! Alege
orice material de aici. Acestea? Bun, acum închide ochii și gândește-te la cel lucru care te face fericită. Fă! Dorothy și-a închis ochii și s-a gândit la frumoasa pasăre, Quetzal, luându-și zborul. A zâmbit și a deschis ochii. M-am gândit la... Nu vreau să știu! Doar în suflet creația cu gândurile tale fericite. Și asta și făcut Dorothy. În doar câteva zile a croit niște rochii atât de frumoase, încât nici ei nu-i venea să creadă că ea le-a făcut. Acum trebuie să le vindem. Așadar, au mers în târg, iar oamenii au fost atrași de hainele minunate. La finalul zilei, toate au fost vândute. E minunat! Dacă pot continua, îi voi putea asigura bunicii o viață foarte bună. Atât timp cât faci ceea ce te face fericită, cred că tu și bunica ta veți fi bine. Și s-a adeverit. În scurt timp, Dorothy a început să se descurce de minune și cu banii câștigați și-a transformat mica baracă într-o casă frumoasă și și-a angajat chiar și o menajeră. A deschis și un mic magazin drăguț unde să vândă hainele pe care le croia. Totul e extraordinar! Înălțimea ta, adică, prințesa Maya, e tot ce mi-am dorit vreodată! Oh, mă bucur să aud asta! Ei bine, din moment ce m-am ținut de cuvânt, mă vei ajuta acum să rup vraja fratelui meu? Da, desigur, dar cum să-l găsim? Simțurile de pisică îmi spun că este în regatul învecinat. Trebuie să plecăm îndată. Dorothy a aprobat și s-a dus grăbită la bunica ei. Bunico, va trebui să plec din oraș pentru câteva zile, fiindcă trebuie să fac o livrare în regatul învecinat. Jessica va avea grijă de tine, nu-i așa, Jess? Cu siguranță, domniță Dorothy. Să ai grijă, dragă! Dorothy și prințesa au plecat spre regatul învecinat. Acolo au rătăcit încercând să-l găsească pe tânărul prinț pisică. Se tot plimbă, frate prostuț! Meu! Nu-ți face griji, îl vom găsi cu siguranță! Îl pot simți! E aproape! Maya! Stai! Hei! Scuze! Prințesă? Prințesă! Mi-am găsit fratele, Dorothy. Îl poți vedea? Îi poți vedea forma umană? Poți? Poți? Îmi pare foarte rău, dar văd doar o pisică malteză. Dragă, dar pe mine mă poți vedea în forma umană. Te rog, mai încearcă. Închide-ți ochii și deschide-i. Soră, stai! E prea tânără ca să-mi rupă vraja. Ce vrei să spui? Vraja mea poate fi ruptă doar de cineva care a trăit mai mult de 60 de ani cu inima blândă și bună. Ce-ai, prințesă? Prințesa Maya i-a explicat lui Dorothy despre vrajă și despre cum a greșit un lucru important. Îmi pare foarte rău! N-aș putea să vă ajut! Ai făcut destule, Dorothy! În sfârșit mi-am găsit fratele! Acum tu trebuie să te întorci la viața ta! Îți doresc numai bine! Dar m-am atașat de tine! Și eu de tine, Dorothy! Dar acum va trebui să merg pe drumul meu, iar tu pe al tău. Știi, am făcut ceva pentru tine. Nu știam că lucrurile vor decurge așa. Am crezut că ne vom întoarce la mine și... Bine. Pardon? Am zis, bine, hai la tine acasă. Mi-ar prinde bine să mă odihnesc înainte de călătorie.
Haide, frate! Și așa, cei trei s-au întors acasă la Dorothy. Bunico! M-am întors! Oh, cine-i tânărul acesta? Ce? Ce? Bunica putea vedea pisica malteză în forma ei umană și imediat vrajea a fost ruptă. Oh, brrr, mi-am revenit! De ce strigă? Oh, vraja e ruptă! Bunico, i-ai rupt vraja! Am făcut ce? Oh, sunt foarte fericită, frate! Cei trei s-au bucurat, iar Dorothy i-a explicat totul cu mare grijă bunicii, care era foarte surprinsă. Înțeleg! Ei bine, mă bucur că am putut fi de folos! Oh, mulțumesc foarte mult și ție, Dorothy, pentru tot! Nu, eu îți mulțumesc! Așadar, Dorothy, prințesa Maya și prințul au rămas prieteni buni pe viață. Prințul și-a recăpătat tronul din mâinile unchiului rău și a condus regatul împreună cu sora lui, iar împreună și-au învățat supușii. Nu e bine să porți nimănui pică. Trebuie să fii mereu bun la suflet și vesel, deoarece asta îți va aduce fericirea. Iar cât despre Dorothy, a avut grijă mereu să îndrume oamenii să-și urmeze inimile și să facă lucrurile care îi fac fericiți.